Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a bătut până la moarte partenera în vârstă de 51 de ani. Inițial, parchetul de pe lângă judecătoria Iași a deschis un dosar pentru moarte suspectă. În urma necropsiei și a anchetei s-a constatat că decesul a fost cauzat de loviturile pe care le-a primit de la concubin. Pe numele agresorului s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Inculpatul mai are un dosar penal pe rol, întrucât a fost prins conducând fără permis auto și sub influența alcoolului, din cauza căruia se afla în arest la domiciliu. Acum bărbatul se află în arest preventiv la IPJ Iași.